Marian Paul Din, directorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, filiala Vâlcea, a prezentat în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență o situație a zonelor afectate de alunecările de teren. În total, cele cu valoare afectată, unități administrative teritoriale 7, localități 14. Au fost afectate 9 gospodării plus anexe, 29,9 km platformă drum comunal interes local, 2 stâlpi de medie tensiune, 26 km accentuare de rotare drum interes local, 6,5 km canale colectare a pluviale și un pod. Localități afectate fără valoare estimată. Deci, în total, 26 guateuri și 42 de localități. Au fost afectate 24 gospodării plus anexe, 2 poduri, 3 podețe, 17,20 km platformă drum comunal, 8, 10 km de drum județean, poligon de pământ, 3 praguri colmatate, 0,3 hectare teren agricol și 2 km șanțuri marginale afectate la teturi. Atâta timp când nu vor fi devize de o lucrare care să arate valoarea concretă, nu putem promova mai departe devize de 100 de mii de lei dacă nu sunt însoțite de materiale în acest sens. Asta un. Al doilea. Cu privire la foarte multe localități care au fost menționate, în cursul zilei, domnul Laurențiu Papa a luat legătura cu o mare parte a primarilor localităților. Trebuie toată lumea să înțeleagă că nu este de ajuns doar să înaintez o informare către prefectură fără să trimit și materiale aferente. Altfel, probabil că din nou o să spună că nu s-au înaintat documentele și că nu au primit despăgubiri, tocmai pentru că nu au vrut prefectura. Nu este clar. Vom trimite doar acele materiale care sunt însoțite de documente, pentru că există o semnătură a prefectului care își asumă datele respective și valorile respective. Ori nu pot să-mi asum unele lucruri care sunt fără valoare sau altele care au o valoare discutabilă. La Golești s-a deplasat și o echipă de profesori universitari și specialiști în domeniu pentru a vedea situația la fața locului și a găsi o soluție pentru stoparea fenomenului.